reușit să le cumpărați ghiozdanii anul ăsta la copii? Nu, nu avem pe ce. Nu-i posibilitate. Nu, nu pot. Păi ce, datorii sunt multe. Un ghiozdan. Ce lucru mărunt împiedică uneori mii de copii să viseze la un viitor mai bun. Părinți îngrijorați, priviri triste și mii de vise spulberate dintr-un singur motiv. Nu ne putem permite. E prea mult. Ce te-ai rugat? Să am și eu un ghiozdan frumos. Tu când ai cerut de la Dumnezeu un lucru atât de mărunt? Oare Dumnezeu ascultă și dorințele acestea atât de mici? Da, ascultă. Cu ajutorul lui Dumnezeu, anul acesta 1570 de copii s-au bucurat de un ghiozdan echipat, iar părinții lor au văzut încă o dată că Dumnezeu intervine acolo unde ei nu mai reușesc să facă față. Uite, noi azi am venit să ne aducem la fiecare copil câte un ghiozdan echipat, cu caieții, cu pixuri, cu pernale, câte ce trebuie. Nu le-am cumpărat pe noi, dar unde să le cumpărăm. Anul ăsta v-ați permis să le cumpărați la copii, la toți ghiozdanii, așa echipate cu tot ce trebuie? Doamne, ferește! Dar de unde? Că nu avem posibilitate de bine duși în traiul de zi cu zi. Nu avem posibilitate. Doar prin educație poți deveni ceea ce îți dorești. Doar prin educație poți deveni ceea ce îți dorești. Doar prin educație poți deveni ceea ce îți dorești. Mulțumesc mult! Cum te simțeai tu când mergeai cu un ghiozdan mai rău față de alți colegi? Mă simțeam bine așa. Acum că ai un ghiozdan nou, cum o să mergi la școală? Mai bucuros. Vezi cu ghiozdan. De ce n-ai răsut să le cumpărați la copii? N-avem bani, domnule. N-avem bani, frate, că se lua așa asta. Și cu ce o să trimiteți la școală, dacă nu aveți ghiozdanii? Să vă îngrijă Domnul. Domnul să vă binecuvânteze și El să vă răsplătească cu viața veșnică. Că la timp potrivit, atâția copii la școală e greu. Pentru părinți, nu-i bani, nu-i cu ce să cumpere. Chiar nora mea se gândea mult, se gândea și zice, ce mă fac eu, mămică, ce mă fac? Vine școala și eu n-am luat nimic la copii. Ar fi o binecuvântare pentru mine. Mare bucurie, un mare dar la Dumnezeu. Bucurie foarte mare. O mare binecuvântare la Domnul Iisus. Wow, dar câte avem aici! Dacă l-aveam, dar nu l-am. Când a avut mama basă ei.
Vreau să mă fac doctor ca să ajut pe bunicii mei. Mulțumesc că mi-ați oferit un ghiozdan, pentru că acest ghiozdan înseamnă o șansă la învățat. Da, mergeam amândouă la școală și am zis că am și faci eu, mi-am zis că ai când de doamna, i-am zis că listele alea lungi de rechizit, i-am zis că eu cu 5 care sunt la grădiniță și la școală, de unde? Trebuia să plec până întâi și am spus că nu am caiete, nu am ghiozdan și am spus că trebuia să plec până întâi și am spus că nu am pregătit Dumnezeu. Când a fost ultima dată când ți-au cumpărat părinții un ghiozdan nou, echipat așa cu tot ce trebuie în el? De exemplu, uite, îndată începe școala, cu ce ai fi mers la școală? Chiar nu aveam ghiozdan. Ai mecherat în mână? Cărțești că ai de până acum? Avea mama posibilitatea să-ți cumpere așa un ghiozdan el? Nu, că n-are prea mult bani. Cu ce o să trimiteți copiii dacă n-ai dat ghiozdan? Cu ce o să-l trimiteți? Mă duc să-mi împrumut bani și trimit, dar cum să-i țin acasă? Ce înseamnă ghiozdanul ăsta pentru tine? Foarte mult, îmi place. Dar rechizite ai, caiete, pixuri? Da, nu, să știi. Ai sau n-ai? Nu? Ia, nu o să nu te să vă îngrijorați, pentru că noi le-am adus la toți copiii ghiozdanii echipate cu tot ce trebuie.